Cum se pare, Andreea? Că tu ai vrut mai mult cu el decât noi. Îmi place foarte mult. Serios? Și îmi place privirea lui, maxim. Ce fete îți plac cel mai mult? Andreea, Roxana. Andreea, Roxana. Băi, Bianca, hai să zic așa. Astăzi trebuie să alegem liderul din casa băieților. Și-a dorit foarte mult să fie lider. Chiar aș vrea foarte mult să văd cum a reacționat ca și lider. Îmi doresc să fie liber, lider și îl iubesc. Tu, dacă ești lider, eu tind să cred că tu nici nu știi ce să faci dacă ești lider. Haideți să aflăm cine va fi lider aici, în casa băieților. Deschidem cutia voturilor. Dacă ți-a nerea, băiatul ăsta, 40 de ani... Da, noi până dă unul start. A țipat unul după aia toți. Bă, dacă ți-a nerea, băiatul ăsta, 40 de ani... Carmen, amici, pahare n-avem. Chiopte. Ce nasare zici că e cea de bicicletă? Ce zici că e? Cea de bicicletă. Ce nasare zici că e cea de bicicletă? Anunț. Șoc. Alexandru a zis de nou concurent care n-a de cea de bicicletă. Cu ce te ocupi, bravo? Eu? Cu am un magazin. De? Cu minimarket. Ah, și ai tot felul de chipsuri dulce de acolo și poți să mănânci cât vrei tu. Nu mănânc, că sunt la regim. Ce regim? Nu mănânc, dulce. Ne-a văzut că a doar apă. E prea prăjitura, băiatul. Oricum nu mânca că e la dietă. Da. Acum, Bianca, mă crezi? Ce? Voi aveți secrete. Da, nu frumos să aveți secrete de față, mai ales pe persoană nouă. Nu, doar că am ghicit ce vine. Să stau un pas seara, stau și ele vorbesc. Eu stau pe FaceTime cu omul meu. Să vină un băiat cu ochii albaștri și blond. Ești blond? Ești blond. Astăzi a intrat un nou concurent în casă, Cezar. Mi se pare un bărbat super de treabă și am văzut că am pus ochii pe Andreea, părerea mea. Și cred că în viitor se va întâmpla ceva, pentru că și Andrei îi place extrem de mult de el. Dar de unde ești? București. Deci ce am foarte mulți prieteni moldoveni. Și ai prins accentul lor? Dacă stau numai printre ei? Ei, na. Dar se vede că e moldovean. Nașpa. Poate iau de la, poate le ești de la mine. Tu ce ești? Moldovean. Mamă. Ucraineană. Cum ți se pare aici la noi? Foarte frumos. Stai că mă duc în partea aia să mă bată băieții. Pe gata, am făcut cearță să mă bată băieții. Da, băi, trebuie să-l duc ăsta. Nu, mai, că mă bate Ștefan, ce m-a dus de să-l duci înapoi. Da? Da. Trebuie să-ți dăm o armă la tine. Și ți-i explică ce înseamnă. Da? Să fii pregătit că... Bă, ești emoționat? Da. Te-ai ieșit apăgând. Nu, m-am făcut la seară. Da, ieși de la emoții. Auzi, dar să fii pregătit de sus, nu când cobor, că de acolo te așteaptă sigur de la ușă. Nu, că nici ne faci până aici nimeni. Iată pe seminar, unde el s-a pus? La el s-a pus în ea. Seminar păstrează distanța. Cu Alex. Mare meci, ce o dat Alex? Chiar Simino! 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 Cezar îl place pe Andreea și Andreea îl place pe Cezar și sper ca lucrurile între ei să meargă bine, pentru că Andreea chiar îl place foarte mult și zâmbește mereu atunci când îl vede. Eu, tu ai în brațe. Băi, dar nu faci ce-ți dați două care erau libere. Vino și tu, Viu, vino și tu. Nu pot să mă las. Că stau te țin eu. Dar vrei să te lași de spate. Așa, pe masaj. Nu, să te țin, să nu te duci. Ah, uite, mă duc acum, ia uite. Așa, ține-mă că mă duc.
Ia te gumurile din ele, băieții. Să zic. Da, de ce să ulei? Dar eu sunt prost aici. Hai un pic mai așa. Dă-te într-o parte mai așa. Dar nu trebuie să-i folosit în momentul ăsta. Nu e prima dată. Vă stați bine? Dar nu trebuie să râzi, Raluca, că îți dau seama. Mă bucur. Ce? Nu trebuie să râde cu el, gen. Păi nu, dar te uiți în față și stai bine? Așa. Uitați-vă așa, zi, uite așa la buzele lui, uite-te. Vezi, zici că nu știți. Face, bătă-i acum. Ursus. Bă, vă învață Bianca cum să jucați teatru, ia. Zile. Hai, vrei tu. Păi dacă tu vorbești de mine așa... Fă-ți ceva pentru... Dar te deranjează că stai așa că poți să plec. Deci te deranjează. Cum vrei? Păi am zis că te deranjează. Nu mă ți-am pun, așa mă simt acolo. Iar am zis tu. Nu cu tine am făcut asta. Bravo, drăguță! Dar ce urmează? Ce urmează? Ești proastă, dar ești încet. Păi da, ia ce? Ce-i văd acum? Mama prostilor. Și Mina, mai reglează ce-i. Păi da, tu nu vezi, nu faci proastă. Ce-i văd acum? Păi da, tu trebuie să te iei dacă unul nu se face, trebuie să faci un proastă. Păi da, să-ți faci cu papa ei, zice la plus și... Dar ce te faci? Și plus și face, da. Stai bine? E bine, nu? Ce tu se pare vreme? Cald. Ce mai mult, ce mai mult? Dintre tata, da. Ca o cuplu că n-au, tu poți să zici că nu e nicio problemă. Ai răspuns tu singură. Ce? Oriunde de mine. Mă, m-ai întrebat ce face de Andreea. Bă, da. Să știți voi de la mine. Niciodată nu contează cum arăți. Niciodată. Contează ce ți iese pe gură. Și ce aici? Dacă ți iese, păi dacă ăsta e direct... Dacă ce e aici și ți iese pe aici exact ce trebuie, n-ai rival, nicăieri. Nu trebuie să fii perfect. Nu contează mărimea, frate. Ai înțeles? Dacă ți iese pe gură ce trebuie, n-ai rival, nicăieri. Ai copii? Nu. Nu? Încă nu. Te-am întrebat, la vârsta că poate ai. Nu, pe dacă ai aveam avut. Copii, stăteam... Poate ai avut și s-a terminat, nu știu, te-am întrebat. Trăgeam mai mult de relații. Pentru copil. De ce nu? Nu, mi se pare o chestie sănătoasă. De ce nu? Nu e sănătos, nu mai merge, nu mai merge, pentru că faci rău și ție și copilului. De dragul la copil, mai accept, mai insiști, mai... Da, încerci, da. Până vezi că dacă nu merge, nu merge. Nu, nu mai râdeți, mă. Nu, mă, că e la... Dar ce, că ne vorbim altceva? Noi zâmbim. Așa e, la colț de stradă, cu semințe și zice, hai, uite, vezi, bă, la pare. Nu, noi nu suntem țață, eu vorbeam de Andy. Și te uiteai încoa. Ce? Nu știu, te uiți la mine. Ce? Dragoste, la prima vedere. Eu? Mă, ce m-am văzut, ce m-am înțeles de toată lumea. Da? Nu ai eu. Nu, sunt sociabil. Și ei, oricum, sunt toți de treabă. Eu am văzut sociabil. Am și eu ideile mele despre ei acum. Aparențele înșală uneori. Da. Da? Am și eu câteva idei proaste despre unii. Păi, normal. Cum am la avut toți. Dar nu mă pronunț. Normal. Nici nu spun. Eu m-am pronunțat din prima, că n-am așa. Nu, eu nu mă pronunț. Îi las un pic să... Să-i cunoști și pormă. Să știi, răspund. Da. Dar dacă ți se cere părerea, mai bine spui adevărul. Normal. De și, și acum am spus-o. Nu pot să mint. Dacă mă întreabă... Ce părere ai despre mine? Tufat ok. Tufat ok. Complex. Nu-mi place să dau aer prea mult. Da? Din prima. Scurs și la subiect, nu? Bravo, îmi place. Teamu vorbește cu Andreea. Se reprofilează și Andreea. Te simți puțin amenințat, bă, da? Nu, niciodată că n-am de ce, frate. Dacă la femeie îi place de el, eu ce să-i fac? Dacă mă placi, bine. Dacă nu mă placi, tot bine. Am observat, mă, că relațiile să fac aici, viitoarele relații să fac aici înainte de gală. Când se apropie gala. Da. Vreau să te cunosc, vreau să-ți fac surprize. Iar luni... Nu te mai bagă nimeni. Nu te mai bagă nimeni în seamă. Ia să vezi de joi încolo. Frate, dacă începe să iasă din fete și să intre fete, noi zic eu că s-ar schimba mult. De ce spun asta? Fiindcă la noi ca bărbați e mult mai ușor să faci un cuplu. Fiindcă noi suntem mai dispuși să formăm un cuplu decât femeile, care sunt mai selective în formarea unui cuplu corect. Da, iar dacă ele sunt deja selective prin natura lor de femei, da, și se mai întâmplă să fie și dominante aici, adică să nu iasă mai niciuna, îți dai seama că nu se mai poate forma niciun cuplu aproape și că... Înțelegi ce zic? Da. Deci? Toți băiat va ieși în gală.
Și eu la fel. Atunci să nu se aștepte nimeni să se mai formeze cuplu pe aici, că e clară treaba, știi? Adică mă gândesc eu să fi fost femeie, da? Să știu, păi sunt în tabăra asta a femeilor, n-a ieșit niciuna. De ce? De ce m-aș chinui să-mi fac un cuplu? Nu? Dacă dar văzăm cât de relaxate sunt ele. Da, de ce m-aș chinui? Cum nu pleacă niciuna. Dar noi ca bărbați trebuie să ne chinuim. Dar ele, dacă nu se poate, că n-au ieșit nicio fată... Păi dacă nu le interesează, că la ele în fiecare lună le intră câte un nou. Frate, aia e. Zice, bă, oricum vine altul. Dacă nu-mi place asta, vine altul, corect? Cum se pare, Andreea? Că tu ai vrut mai mult cu el decât noi. Îmi place foarte mult. Serios? Și îmi place privirea lui, maxim. Ce fete îți plac cel mai mult? Andreea, Roxana. Andreea, Roxana. Păi, Bianca, hai să zic așa. Astăzi trebuie să alegem liderul din clasa băieților. Și-a dorit foarte mult să fie lider. Chiar aș vrea foarte mult să văd cum a reacționat ca și lider. Îmi doresc să fie liber, lider și îl iubesc. Tu, dacă ești lider, eu tind să cred că tu nici nu știi ce să faci dacă ești. Haideți să aflăm cine va fi lider aici în casa băieților. Deschidem cutia voturilor.